Bine v-am găsit, suntem din nou campioni în Europa, de data aceasta la prețurile de la energie. Discutăm pe acest subiect alături de invitatul meu, Adrian Negrescu, analist economic. Domnule Negrescu, vă mulțumesc să ne prezentați. Campioni, campionii, ca da. Să zic așa, la capitolul importului de energie. Plătim cel mai mare preț din Europa la energia pe care o importăm, 207 euro pe megawatt, în condițiile în care francezii plătesc 50, spaniolii vreo 40, elvețienii plătesc 0, pentru că produc mai multă energie și își asigură consumul, nu trebuie să importe. Ei, asta e realitatea. Suntem, din păcate, campioni europeni și inclusiv la acest capitol. Știți, oamenii de acasă nu simt exact asta și poate nu înseamnă nimic pentru ei, dar de fapt tot noi decontăm prețul pe care îl decontăm către firmele de furnizare. Da, l-am auzit pe domnul Burtușa spunând că da, noi nu plătim persoanele fizice, într-adevăr, un preț mai mare, cu toate că prețul ăla de 1,3 lei pe kilowatt e foarte mare raportat la prețurile din alte țări, pentru că restul prețului este plafonat și îl plătește statul. Dar ghiciți din ce plătește statul? Tot din taxe și impozite, adică din banii noștri. La un moment dat, toate costurile astea mai mari cu energia, campioni europeni la importurile de energie și la prețul cel mai mare, le vom simți în taxe și impozite mai mari. Și aș vrea să vă întreb dacă ne uităm de acum într-un an, sau mă rog, mai puțin de un an, când ieșim din schemă, ar trebui să ne așteptăm la o stabilizare sau tot așa cu prețuri mai mari? Nu știu, cum să încheiem contractul? Păi ar trebui să vedem o strategie din partea Ministerului Energie, să vedem pe domnul Burdușa că face altceva decât că constată că avem cele mai mari prețuri la energie din Europa, în așa fel încât să nu fim în situația ca anul viitor, pe vremea asta, oamenii simpli și companiile să plătească cel mai scump curent electric din Europa. Trebuie realizate de pe acum măsurile necesare, trebuie vorbit cu producătorii, cu distribuitorii, în așa fel încât să noile contracte care probabil vor intra în vigoare în lunile următoare, să avem prețuri mai mici decât cele care le plătim în momentul de față. Vă mulțumesc mult, domnule Negrescu, pentru aceste explicații. Revenim acum la voi.